Sighetul de azi, emisiunea care dezbate tot ce contează. Eu, personal de 15 ani, am nădăjduit să ajung un moment în care liberalii să poată spune că e președintele meu. Sigur, e președintele tuturor românilor și a subliniat-o foarte bine Klaus Iohannis, dar o părticică din președinte am și eu. La succesul lui am contribuit și eu, a fost partenerul meu, eu am fost partenerul lui, am construit împreună. De prim-ministru nu putem pune, deci să ajunge în Dubai, că un prim-ministru ajunge în Australia, ajunge în Dubai, în Noua Zeelandă, dacă trebuie în Groenlanda, până la urmă, că dacă este. Evident că părerea, sau mă rog, mesajul pe care îl transmit fiind în această alianță electorală, este cel înspre candidatul alianței electorale PSD-UNPR-PC. Sighetul de azi, emisiunea care dezbate tot ce contează, cu Gheorghe Paul Stanislaw. Bună seara, doamnelor și domnilor, și bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Sighetul de azi. Despre un eveniment care va avea loc pe 13 aprilie vorbim în cadrul emisiunii Sighetul de azi și cu siguranță mulți dintre dumneavoastră și-au dat deja seama, e vorba despre Paști în Maramureș, un eveniment care, iată, ajunge la cea de-a doua ediție și care, sigur, sperăm să aibă și succesul mai mare, probabil, decât cel care a fost anul trecut. Mai depinde și de vreme, dar despre cum se organizează echipa Simte Maramureșul aflăm astăzi în cadrul emisiunii Sighetul de azi de la invitatele mele și am să încep cu Alina Marincean, membru cadrul echipei Simte Maramureșul din cadrul primăriei Sighet. Bună seara! Bună seara! Și binecunoscuta pentru dumneavoastră Măriuca Verdeș, și ea membră din această echipă Simte Maramureșul de această dată de la Centrul Cultural Sighet. Bună seara! Bună seara! Bine v-am găsit. Acum nu știu dacă neapărat din partea centrului această idee Simte Maramureșul, eu cred că i-a cuprins pe toți cei care simt Maramureșul și eu zic că e un lucru foarte bun despre care vom vorbi în această emisiune. Da, sigur, Centrul Cultural Sighet și municipiul Sighetul Marmației împreună cu ADI Țara Maramureșului organizează în acest an a doua ediție a evenimentului reușit anul trecut, Paști în Maramureș. Aș vrea să ne dai câteva detalii suplimentare despre acest eveniment și ce va fi mai deosebit anul acesta spre deosebire de anul trecut. E și o dată destul de, să spunem, înaintată, poate nu e potrivit să spunem așa, dar e o dată care 13 aprilie poate să însemne și puțin frig sau vreme neprielnică afară, spre deosebire de anul trecut când a fost practic de Sfântul Gheorghe evenimentul și a fost undeva mai aproape de luna mai. Care vor fi, să spun, lucrurile care ar trebui să încălzească atmosfera de la Paști în Maramureș? Da, cu siguranță anul acesta evenimentul are loc cu 10 zile mai devreme, care poate face diferența din punct de vedere climatic, dar haideți să nu ne legăm de aspectul acesta. Noi cu toții simțim acest eveniment și încercăm să lăsăm natura să-și urmeze cursul. Anul acesta am fost încurajați, de fapt, de reușita evenimentului de anul trecut, iar toți cei care anul trecut au participat la acest eveniment, anul acesta au lucrat de două ori mai mult, însă de două ori mai organizat. Așa că anul acesta amploarea evenimentului se dorește a fi mai mare. Am extins dimensiunea invitaților, în sensul în care am invitat toți cetățenii de onoare ai Sighetului. Am invitat o serie de ambasade și ambasadori, a căror unii dintre ei au și confirmat prezența. Am invitat orașele înfrățite, tot așa unele dintre ele vor participa cu delegații. Și vom insista foarte mult pe, să le zicem, prestația satelor. Prestația și participarea și în același timp, cred că cu mic, cu mare. Cu siguranță. Adică, foarte atent selecția ținutelor.
mizăm foarte mult pe ținutele autentice, pe cămășile vechi. Vrem să ieșim puțin din noile modele care astăzi se conturează și nu ne define și nu ne reprezintă. Îi încurajăm să vină cu tot ce au mai bun. De la ținută la, nu știu, punctele forte ale satelor din care vin, meșterii populari cu care vin bucatele, specialitățile, momentele artistice și așa mai departe. Da, care ar fi, să spunem, satele care se vor regăsi în Marele Muzeu al Maramureșului, în Muzeul Satului, pe care îl cunosc cu siguranță mulți dintre sigheteni, dar și maramureșenii? Avem sate de pe toate văile, și de pe Mara, și de pe Vișeu, și de pe Iza. Avem confirmată participarea a 10 localități, a 10 sate, nu știu, de la Deseș, Giulești, până la Moisei și Călinești, că Măriuca e aici și măritat în Călinești. Deci vor fi sate și dacă și vremea câte? Ține cu noi, avem 10 confirmate până în prezent, alături 10. De Sighet. Asta înseamnă că fiecare primărie, practic fiecare sat reprezentat prin primărie și acei care vor dori să reprezinte satul, vor avea fiecare câte o gospodărie în cadrul muzeului satului. Exact. După modelul evenimentului de anul trecut, fiecare gospodărie, dacă se regăsește și dacă are o casă în muzeul satului, va primi casa din satul respectiv, dacă nu, măcar de pe valea respectivă, își vor amenaja cu lucruri aduse de ei, cu bucate și cu tot ce aduc, cu recuzita pe care o aduc ei și cu care doresc să se prezinte și să se reprezinte. Din punct de vedere al, să spunem, aspectului culinar, la ce ar trebui să ne așteptăm? Bucate de Paște, cu siguranță. Bucate de Paște. Bucate de Paște, cu siguranță, da. Măriuca, pentru tine Paști în Maramureș reprezintă un eveniment, să spun, foarte apropiat din perspectiva folclorului, a satului, a tradițiilor. Sau a viziunii mele. Da. Pot să spun așa, pentru că eu mi-am dorit foarte mult ca satul să reînvie și asta îmi doresc zi de zi. Nu mi se pare greșit faptul că satul trebuie să fie iar plin de viață. Nu mi se pare greșit că trebuie să se mai poarte portul popular. Nu mi se pare greșit că trebuie să horim horea bătrânească, că trebuie să purtăm cămăși care sunt cu sute de făcute de cânepă sau cu sute de mână. Nu mi se pare greșit să pui bucate ecologice, că vorbim și de partea ecologică referindu-mă la bucate, să pui, nu știu, drobul de miele, să pui plăcintele umplute cu brânză, fie dulce, fie de oaie, să aduci cârnați, șold, sau cum se mai poartă la noi în ziua de Paște. Toate acestea sunt lucruri firești pentru omul care stă în sat și are o anumită pretenție. Că până la urmă și tu trebuie să ai o anumită pretenție ca să poți să oferi ceva corect. Eu zic că această inițiativă este foarte bună, pentru că mi-am dorit de ani de zile să se facă un eveniment în care să nu mă simt în plus. Să nu fie rușine că mă îmbrac în straile noastre tradiționale, să nu fie rușine să cânt o doină, să nu fie rușine să mă duc de-a dragul prin muzeu sau prin satul maramureșan. Și eu, sincer, felicit această inițiativă și aceste inițiative care, eu zic că sunt foarte bune pentru generațiile care vin, pentru că le arată ce este valoros, la ce trebuie să se uite și ce trebuie să se promoveze când este vorba de satul maramureșan și de Maramureș. Da, ai vorbit despre chemeșă, ai venit astăzi foarte frumos îmbrăcată. Poate pentru unii dintre spectatorii noștri nu se percepe, fiindcă la televizor, poate sigur, că văd că nu e atâta de albă cum și-ar dori. Nu știu, nu neapărat, mă uitam acum, totuși ea e albă în continuare, dar are totuși o culoare mai pală, ca mai să spun pală așa. Pentru că este din cânepă. Și automat, chiar povesteam cu Alina din Aur, toată lumea știe cum arăta cânepa. O plantă care este prelucrată cu foarte mult sacrificiu, până a ajuns la culoarea aceasta e multă muncă. Dar mie nu mi-e rușine și mă simt tare bine în ea. Bun, nu era vorba de rușine. Poți să ne spui de unde ai astfel de costumații atât de deosebite și îndrăgite de foarte mulți dintre cei care ne urmăresc și care poate își doresc să meargă la acest eveniment Paște în Maramureș într-un costum tradițional, dacă nu sunt neapărat turiști? Sunt femei care cos
spre marea noastră bucurie, pot să, să-și achiziționeze de acolo. Pe urmă sunt femei care și-au cusut, dar automat prin vârsta pe care o au, nu mai intră în ele și atunci fie le vând, fie le dau cadou. Eu multe dintre ele le-am primit cadou, recunosc că am și cumpărat o parte din ele pentru că eu le cunosc valoarea, le-am îndrăgit de foarte mulți ani, colecționez de peste 10 ani cămăși și am un număr destul de mare pe care la început poate multă lume nu m-au crezut, dar când veneau la mine în vizită, efectiv, deschizând dulapul, căutând ceva, le vedeau pe toate acolo. Pentru că îmi sunt dragi și le țin la loc de cinste. Și nu numai acest lucru, eu mă străduiesc să nu treacă o zi în care să nu îmi plâng de două ori cu acu într-o pânză. Mi-am schimbat mentalitatea. Poate că când eram în București să-mi fac studiile, nu m-am gândit neapărat să cos o cămeșă, dar reîntorcându-mă acasă, mi-am zis că ar fi păcat să trec prin viața asta și să nu știu măcar o fereastră să știu să fac dintr-o cămașă. Da, tu ești una dintre persoanele care s-au întors de la oraș spre sat, puțin fac lucrul acesta, fără să aibă un motiv, nu știu, de genul fonduri europene care se pot accesa mai ușor, de exemplu, la sat sau sunt fonduri europene pentru fermieri. Te-ai întors la sat, la tradiții, la rădăcinile tale, dar nu știu dacă ai și siguranța financiară care să te țină acolo la sat. Toată lumea emigrează de la sat spre oraș. Cum reușești tu să te descurci la sat? Vreau să spun că mai sigură ca și în sat nu m-aș simți nicăieri, pentru că satul efectiv este o familie. Precum muzeul, casele una lângă alta, dacă ai nevoie de ceva, te duci fără o rușine să ceri, că știi că te ajută oricine. De acolo muncești. Și prin munca ta, efectiv, îți vezi roadele. Crede-mă că salariile pe care le primim, fie unde lucrăm, mergi în Kaufland și vii cu o jumătate de pungă, da? Și nu-ți ajunge poate nici pentru două zile. Dar acolo avem oi, avem găini, avem porci, avem trei vaci cu lapte pe care, efectiv, muncim. Mergem la greblă, acolo mă simt mai în siguranță decât de la oraș. Aici, dacă n-aș avea, aș intra în panică. De acolo n-ai cum să intri în panică, pentru că ai beciu cu picioci, cu cartofi, ai cepele, ai morcovii, ai de ce să te atingi. Și pentru mine satul este siguranță, nu orașul. Pentru mine nu este un deranj să vin 15 minute cu autobuzul sau cu mașina din Călinești până aici. Făcând naveta în București, unde mergeai și o oră și două, mă gândesc că sunt în București și doar că fac 15 minute sau 20 de minute. Nu asta mă împiedică. Hai să ne întoarcem la Paști în Maramureș. Ne întreabă un telespectator, Alina Marincean, ce este această echipă Simte Maramureșul, ce reprezintă ea, cine face parte din această echipă? Simte Maramureșul este, la bază are un concept, Sighetul, prin municipiul Sighet și toate instituțiile care reprezintă municipiul Sighet, de la primărie, centru cultural, muzeu, nu știu, Urbana, Mara Nord și toate instituțiile, deci tot ce înseamnă municipiul Sighetul Marmației, da, Universitatea Babeș-Bolyai, acest concept le unește pe toate. Nu se poate face, nu se pot organiza evenimente fără contribuția fiecăruia în parte. Este un concept care încearcă să redefinească tot ce înseamnă eveniment organizat. Astfel că, de la, nu știu, elemente de identitate care vor fi puse într-un manual de identitate care va putea fi folosit după norme strict stabilite la fiecare dintre evenimentele pe care municipiul Sighetul Marmației își dorește să le organizeze. Și începem să le structurăm, începând cu festivalul de datin și obiceiuri, pentru că totul a început de acolo. Am trecut la Paști în Maramureș anul trecut și avem o perspectivă a sărbătorii Maramureșului și primăvara, nu numai iarna, pentru că Sighetul era recunoscut pentru festivalul de datini. Și avem celelalte evenimente segmențiale. Am avut anul trecut evenimentul 70 de ani de la deportarea evreilor, pe care dorim să-l transformăm într-un eveniment de nișă. Sunt festivalurile de folclor pentru copii, este festivalul de muzică folk, există festivalul de poezie,
Festivalul Mărului, care anul trecut. Și Marmația, bănuiesc, festivalul. Evident că totul. Da. De film. Și de... Deci, acest concept de Simte Maramureșul își dorește prin aceste evenimente să redimensioneze, să reorganizeze și să dea imaginea pe care Țara Maramureșului trebuie să o aibă. Astăzi suntem bombardați cu diferite modele. Oamenii, eu personal, ca, nu știu, parte din tânăra generație, am fost și sunt în continuare oarecum confuză. Ce să fac? Ce mă reprezintă? Ce e al meu? Astfel că acest gen de evenimente stabilesc niște modele de care cei tineri pot să se lege, de la evenimentele cu specific etnic până la cele, nu știu, de muzică folk sau cum este festivalul Eternus Maramorosiensis. Deci cam despre asta este vorba. Este o structură foarte organizată de a redefini acest spațiu și de a lega Sighetul de zona rurală, de satele care alcătuiesc Țara Maramureșului. Bun, putem să ne așteptăm la o dezvoltare a acestor evenimente înspre ce anume? Sub conceptul acesta de Simte Maramureșul, unde se va ajunge cu aceste evenimente? Și ne-ai numerat undeva la vreo 7-8... Și probabil și vor și număr. Crește, dar nu ne oprim numai la evenimente. Simte Maramureșul își dorește să promoveze tot ce are Maramureșul mai bun. Acestea sunt evenimentele de care ne ocupăm. Dar vor fi comunitățile, nu știu, de producători locali pe care trebuie să-i promovăm. Sau oamenii de afaceri. Nu știu, să existe tot felul de acțiuni, să existe activitate. Și ținta noastră este să reușim să fim foarte vizibili pe plan național și internațional. Maramureșul are o profunzime care trebuie recunoscută. Maramureșul nu este numai locul în care vin bucureștenii de Crăciun, mănâncă foarte bine, au voie bună. Maramureșul este mult mai profund decât atât. Maramureșul are ceva ce nu are nimic în România și nimic în lume. Este unic și noi asta vrem să dezvoltăm. Să arătăm tuturor, să-i aducem pe oameni aici și să-i ținem aici. Pentru ca noi, cei care suntem în Maramureș, să ne găsim drumul, să ne găsim, nu știu, liniștea vieții până la urmă, de zi cu zi. Să ne simțim bine aici în Maramureș. Să avem destui bani, să avem ce face și așa mai departe. Bun, deci nu este un concept limitat doar la evenimentele culturale, cu siguranță nu. Cu siguranță nu. Acesta a fost segmentul de pornire, pentru că ne-am legat de ceva ce există deja. V-am spus, totul la început, de la perfectarea organizării festivalului Marmația din iarnă. Și așa se dezvoltă toate lucrurile. Da, urmează, Măriuca, să ne spui și tu ce pregătești din perspectiva părții, să spunem, de program a evenimentului Paști în Maramureș. Înțeleg că vor exista invitați, ca și anul trecut, grupul Iza. Cine mai vine? Este adevărat că s-a pus accentul, din câte am văzut eu, foarte mult pe calitate. S-a ridicat un pic standardul. S-a simțit acolo unde poate trebuia de mai mult timp, dar n-au fost cine știe ce resurse sau idei ca să se pună în practică. La ideea domnului Ilieș, care este într-un anume fel un pion important în ceea ce înseamnă Simte Maramureșul, mi-a propus să pregătesc un moment pentru acest eveniment Paști în Maramureș. Recunosc că eu am fost un pic cam sceptică, pentru că e adevărat că eu m-am atașat un pic de călineșteni și am încercat să, la rugămintea lor, să îi veghez așa un pic și să îi îndrum cât de cât, pentru că ei în mare parte au hori, au port popular, au foarte mult folclor, dar atât încât nu știi să pui piesele pe masă, îți trebuie cineva cu un ochi avizat ca să iasă ceva frumos. Și așa a apărut povestea cărâmditului, măsuratul laptelui. I-am lăsat pe fiecare, suntem vreo 60, peste 60 de suflete care ne unim aproape zilnic la repetiții, fiecare își lasă a lui,
și a pus fiecare sufletul, un gând, o idee și am încercat să, nu știu, să fim cât mai aproape de rădăcină, cât mai aproape de izvorul acela curat care încă se mai găsește în satul Maramureșan. Eu zic că este un eveniment care, nu știu, promovează, de exemplu, grupul IZA. Grupul IZA, pentru mulți, poate n-a fost suficient de profund acest cuvânt, dar pentru mine a însemnat foarte mult, pentru că indiferent de ce împrejurări au avut sau în ce împrejurări s-au răstogolit, ei au rămas cei care au dus costumul autentic mai departe și hora bătrânească. De mult poate și-a dorit Maramureșul să-i aibă în prim plan pe scenă. Pe urmă, cei care alături de grupul IZA au dus numele peste mări și țări al Maramureșului, Petreuș, cei care au mai rămas, e adevărat, din Petreuș. Iată că cei care s-au sacrificat, că până la urmă este și un sacrificiu, în a promova numele Maramureșului și a-l face cunoscut în adevărata lor, adevărata ei profunzime, negândindu-se numai la venit, că sunt mulți care au renunțat la a duce mai departe autenticul în favoarea venitului și spuneau foarte scurt, asta e viața, cu asta ne desfășurăm și nu merită să ne uităm la trecut. Dar iată că au venit niște minți luminate, zic eu, de la Dumnezeu, care au zis, ca ăștia au pornit la goană, dar și ansamblul Mugurelu, să nu uit. Și Mara. Și Mara, da, să nu uit Mara 2015, care iar s-a gândit ca acest ansamblu să ducă mai departe capitala Sighetului, care are o frumoasă și importantă poveste cu zeci de generații care au venit și s-au îmbrăcat în straiele autentice și au defilat în întreaga lume, luând premii foarte semnificative și importante pentru județ. Da, ai vorbit despre ansamblu Mara 2015? Da, ansamblu 2015. La ideea domnului Ilieș s-a gândit să, nu știu, să repună tot așa piesele pe masă și să-i încurajeze în a ține cu dinții, să activeze în acest ansamblu, pentru că un ansamblu fără suflete nu poate să funcționeze. Și cel mai mare motiv pentru un tânăr ca să își rupă din timpul lui și din câte resurse are astăzi, nu știu, ca să se distreze, putea să zică, nu mă duc, că n-am ce face. Dar când vine un eveniment de acest gen și spune, aveți ce face, vă promovăm munca voastră, vă promovăm straiele autentice, promovăm, și atunci cu alt drag vin la repetiții, văd cum este și în cazul meu, cu alt drag își fac rost de hainele autentice, dacă odinioară cămeșa de cânepă a fost aruncată în pod. Pentru evenimentul de Paște în Maramure, știți ce au făcut? Au dat frumos praful la o parte, efectiv, deci nu la propriu, efectiv au șters lada de praf din pod și au scos ce a fost acolo. Câte elemente le-am introdus în care îmi dit Tică, dacă ne urmărește pe acest moment, eu l-am văzut cu ochii mei luând dintr-o casă elementele care ne trebuiesc și le-a șters de praf, deci un praf, pentru că nimeni nu le-a mai dat importanță. Dar ce este acest carâmbit, ca să lămurim și telespectatorii, să mă lămuresc și eu, că ai folosit de vreo 2-3 ori cuvântul ăsta și pentru mulți probabil e o necunoscută, pentru mine sigur e. Deci este un regionalism. La măsuratul laptelui îi se mai zice carâmbit în satul Călinești. Și tot așa m-am gândit ca să scot din lada veche un cuvânt prăfuit și poate de mulți de uitat și am zis să-l numim carâmbit. Măsuratul laptelui e ceva poate comun, dar carâmbitul ne duce la o limbă veche cu o profunzime foarte importantă. Dar tot revin. Trebuie să fie oameni care să aprecieze. Eu când am numit carâmbitul m-am fost un pic, zic, ce o să zică oare? Dar am văzut că le-au plăcut ideea și chiar l-au promovat. Iar zic, e o ușă deschisă pentru a pune cât mai multe scene de acest gen în fața telespectatorilor. Și dăm voie să spun ceva,
că au fost oameni care s-au autosesizat. Auzind de acolo ce se întâmplă în satul Călinești, au zis, nu veniți și la noi să ne învățați, că ce ne ziceți, noi aia facem. Avem haine de mult, tot ce trebuie, numai ajutați-ne. Pentru că și-au dat și ei seama că satul fără evenimente sau orașul fără evenimente importante nu are viață. Ne-am închis în casă, stăm închiși în casă. Noi, făcând o paranteză, după repetițiile pe care le facem pentru acest eveniment, la ideea unuia din grup, a lui Tică, mergem miercurea și vinerea, când la Biserica Ortodoxă, când la Biserica Catolică, fiecare ce slujbă are. Și vreau să vă spun, când am văzut satul plin de acești tineri care participă la Călineștenii Țării Maramureșului, la acest ansamblu, grup, așa, mi-am dat seama care e diferența între un sat viu și unul mort. Atât timp cât toți stau închiși în casă, nemai fiind evenimente să-i scoată, cum se întâmplă în Paște, în Maramureș, ai senzație că satul e mort, satul e pustiu. Și chiar eu mă bucur că se dorește ca să se unească și să se facă, ce să vă zic, o idee nemaipomenită. Să continue oamenii din satele maramureșene să ție la portul lor, pentru că fiecare vale are portul lui specific. Fiecare vale are horea lui specifică. Dacă noi nu vom mai dori să le identificăm și să le promovăm pe fiecare cu valoarea lor, se creează o așa mare colmozală, cum se zice în sat, că nu se mai știe. Am văzut că și borșenii au ajuns să iei zadile după Mara, costumul. Deci nu se mai ține la identitatea Maramureșului. Maramureșul prin asta este unic, pentru că fiecare sat își are portul lui, fiecare vale își are povestea lui, își are portul lui, își are obiceiurile lui. Dacă noi le vom îngropa, va fi cam târziu, peste 20 de ani sau 30, pentru că vor muri cei care ne mai pot da informații. Cărțile nu sunt suficiente, pentru că ele au scos o schiță din ce înseamnă viața satului. Dar dacă trăiești, dacă reinvii generație după generație, numai așa nu poate să moară. A, cui se datorează această colbozală? Care e motivul? Colmozală? Sau nu știu cum ai zis. Colmozală. Practic, înțeleg că e vorba de o amestecare a anumitor costume populare între voi. Din ce cauză se întâmplă lucrul ăsta? Lipsa modelelor. Lipsa modelelor. Sat cu modelul său? Da, pentru că nu s-a mai încurajat promovarea autenticului. Asta este o părere a mea și mi-o asum. Pentru că eu, de mică, participând la diferite evenimente, am crescut cu ele și am învățat foarte multe. S-a renunțat în a mai fi drept. Moroșanul a zis, bă, ăsta-s eu și nu mă știm pentru nimic în lume. Dar trăind într-o lume în care faci ce zic eu dacă vrei să apare acolo sau faci ce zic eu, dă jos gatile astea că ți-e spelar și nu stă bine în ele, dă jos cămeșa asta că nu-i suficient de albă, e una care se poartă acum, cum spunea Alina, n-a făcut altceva decât să renunțe la demnitatea moroșanului. N-a făcut altceva decât să horea să-și piardă din identitate. O hore bătrânească are în primul rând un început, un mijloc și un sfârșit. Horea de strat nou nu are decât salturi. Sus, joase, ei, asta nu fac altceva decât să se vadă că și horea a suferit modificări. Versurile au, cum să vă spun, versurile bătrânești, poți să stai o jumătate de zi, dacă nu mai mult, să vorbești pe o strofă și îți dai seama câtă profunzime este în ea. Dar luând versurile de astăzi în care sunt atât de simple și fără nicio interpretare, îți dai seama cât de mult pierde Maramureșul. Și ce este mai dureros este că se promovează. Nu e atât timp cât Maramureșul sau portul pe care l-am eu astăzi aici, reprezintă Valea Cosăului, reprezintă țara Maramureșului. Când eu ies din Maramureș, în alt județ, sunt catalogată ca ceea ce reprezint. Dar dacă eu mă duc
cu ceva ce n-a existat niciodată în Maramureș, se creează un model, adică zadile după mine au ajuns să fie tăiate pe mijloc și se fac o singură zadie, adică o fâșie. Ăla nu mai este Maramureș. A venit cineva care nu-i pasă că se distruge Maramureșului. Dar tot așa, sunt oameni, chiar venind spre televiziune, mi-am adus aminte de un bătrân din Dragomirești, dacă nu mă, Bogdan Vodă, mai exact, care a murit de durere când a văzut că biserica de lemn nu mai este pusă în valoare în comparație cu cea care s-a construit. Pentru că aia n-a mai fost bună, deși are o arhitectură extraordinară, o poveste nemaipomenită. Așa s-a întâmplat și cu costumul, așa se întâmplă și cu Horea, așa se întâmplă cu obiceiurile, așa se întâmplă cu tot. Dar iată că Dumnezeu, zic eu, că a deschis mințile și sufletele unora care au zis, este timpul să dăm identitatea Maramureșului care o merită. De ce acest ritual, să spunem, carâmbitul, în acest an la Paște în Maramureș? Pentru că așa se face, carâmbitul este chiar după Paște. Este un eveniment care se întâmplă imediat după Paște. Și de ce? Pentru că Maramureșanu, prima lui și cea mai sigură sursă de existență, legându-mă de ceea ce îmi spuneai tu la început, a fost oieritul, a fost agricultura. El din asta trăiește și astăzi. Iar majoritatea îmbrăcămintei este din lână, din bumbac, a fost și cânepă. Elemente organice. Exact. Găsite în natură. Găsite în natură. Iar lâna, eu și astăzi se prelucrează și eu lucrez cu lâna și nu consider că este un element care trebuie să dispară din viața noastră. Din contră, sunt produsele naturale care ni le-a lăsat Dumnezeu. Iar mă întorc, de ce m-am revenit în sat? Pentru că este izvorul. Noi, îndepărtându-ne de izvor, ne îndepărtăm de Dumnezeu, așa cred eu, ne îndepărtăm de înțelepciunea nativă, de a trăi sănătos și nu facem altceva decât să ne autodistrugem. Și cred că la nivel mondial toți își doresc să vadă lucrurile cât mai adevărate. Și spuneam într-o emisiune a zestrei Maramureșului, cum îmi povestea cineva că a venit un străin, efectiv a pupat peretele care era muruit cu lut. Sau, unul și-a luat straie de strat vechi și le-a purtat cu atâta mândrie că nu știu dacă astăzi mai întâlnim un maramureșan sau un moroșan să-l poarte cu atâta mândrie. Dar revin, prin intermediul acestor evenimente se pune sufletul. Apare sufletul. Să nu-ți uiți ideea, facem o scurtă pauză de publicitate și ne întoarcem. Casa de petrecere a Moroșenilor vă invită a doua zi de Paști pentru a ne bucura împreună de Jocul Moroșenilor. Luni, 13 aprilie, cu începere de la ora 19, vă așteptăm să petrecem împreună, să ne distrăm alături de cei mai tineri și frumoși artiști talentați. Până dimineață, Vasilica Ceterașu, Viorel Leric, Țucu Ionuț, Florentina Vlad, Ionuț Chiș, Paula Nanie, Ana Maria Tomoiagă, Bogdan Bizău și Victoria Bizău. Vă așteptăm cu bucate alese tradiționale pascale, cu standul tradițional nelipsit de la Casa de Petrecere a Moroșenilor, totul la doar 75 de lei de persoană. De Paști sărbătorim împreună la Casa de Petrecere a Moroșenilor din Oncești. Informații și rezervări la telefon 0766 225 309. Dragi moroșeni, vă așteptăm pe toți cu drag să petrecem împreună a doua zi de Paști la Casa de Petrecere a Moroșenilor, unde ne vom distra cu toții până dimineața. În prag de sărbătoare, Den Medica urează tuturor ascultătorilor Radio Siget FM și telespectatorilor TV Siget zile frumoase alături de cei dragi, bucurie și armonie în activitatea de fiecare zi.
Cel mai important simț al omului este vederea. Luna femeilor și pragul primăverii vine cu o reducere de 50% la a doua pereche de ochelari, lentile oftalmologice de calitate sau speciale de calculator, cele mai bune și performante pentru toate categoriile de vârstă. Pentru adulți dorim să găsim împreună soluția pentru a avea o calitate de viață fără disconfort ocular, ochi obosiți și dureri de cap. Optic Rina. Ne găsești zilnic în Sighet, strada Ioan Mihali de Apșa, vis-a-vis de magazinul Liliacul. Programări la telefon 0752-883-586. Și nu uita, Optic Rina are grijă de ochii tăi. Magazinul chinezesc din Sighetul Marmației dorește angajaților, clienților și colaboratorilor ca lumina sfântă a acestei mari sărbători să vă aducă sănătate, fericire și numai bucurii. Magazinul chinezesc vă transmite tuturor un Paște fericit alături de cei dragi. Pentru cumpărăturile dumneavoastră vă așteptăm în zona CIN vis-a-vis de piață. Husqvarna lansează campania de primăvară prin Ursa Mare SRL. Vino să te convingi de promoțiile mult așteptate în acest an sub formă de pachete atractive. Pachet gospodar, pachet fermier, pachet cosaj. Tot la Husqvarna găsești la prețuri promoționale gama de cositor Ferrari, accesorii și piese de schimb pentru produsele comercializate, consultanță și service profesionist. La cumpărături de minim 1000 de lei beneficiați de un cupon de reducere, aplicat pe lângă prețurile promoționale. Sighetul Marmației, piața 1 decembrie 1918, bloc B3, lângă TV Sighet, telefon 0362 415318 sau 0754 556642. Primăvara este mai frumoasă când folosești utilaje de la Husqvarna. Showroom Veneția din Sighetul Marmației urează clienților și colaboratorilor un Paște fericit. Praznicul Învierii Domnului să vă aducă tuturor în suflete lumină și multe bucurii alături de cei dragi. Hristos a înviat! Vă așteptăm după aceste minunate sărbători la Showroom Veneția cu cele mai noi modele de gresie și faianță. Promoțiile primăverii ajung prima dată la magazin Onyx, centru de colorare al firmei Polyclor. Îți dorești o împrospătare? Îți oferim la cele mai bune prețuri vopsele de interior și exterior, lacul, coloranți, diluanți, gleduri, ciment, polistiren, colțare și plasă fibră pentru izolații, precum și tencuiale decorativă într-o gamă diversificată de nuanțe. Știm că îți place să-ți admiri curtea frumoasă, te ajutăm și în acest domeniu. Vindem folie pentru solar cu protecție UV albă, neagră și folie pentru căpșuni cu lățimi de 2, 4, 6, 8 și 12 metri. Găleți, ghivece, articole și unelte de grădinărit, scări metalice și butoaie de toate dimensiunile. Dacă te gândești și la curățenie, tot magazinul Onyx este soluția. Avem produse de curățenie pentru orice încăperi sau suprafețe. Magazin Onyx prin Dom Plaserele, Sighetul Marmației, strada Gheorghe Doja, lângă sensul giratoriu. Restaurantul Roata cu Noroc, în pragul Sfintei Sărbători de Paște, urează tuturor angajaților, clienților și colaboratorilor ca învierea Domnului să reverse asupra voastră sănătate, belșug și bucurii, iar lumina din noaptea sfântă să vă călăuzească pașii pe drumul vieții. Restaurantul Roata cu Noroc vă spune tuturor: Hristos a înviat! Farmacia Verde din Sighetul Marmației vă prezintă gama Regenerol. Regenerol cosmetic este deosebit de util în acnea juvenilă, petele de sarcină și riduri. Regenerol gingival, foarte util în gingivite, parodontoză, retrageri gingivale, pus în practică la Denta Bodnar SRL. Telefon 0743950415. Utilizat în clinici de renume din țară și din străinătate. Regenerol intim regenerează sfera genitală în tratamentul hemoroizilor, indicat și pentru ajutorarea bărbaților. Regenerol reumatic este un regenerator al ligamentelor, tendoanelor și articulațiilor dând mobilitate
flexibilitate, elasticitate și o întindere a întregului organism. Regenerol, tinerețe, sănătate și armonie la superlativ. Marca maramureșeană pentru maramureșenii de pretutindeni. Farmacia Verde, strada Ioan Mihali de Abșa, numărul 17. Produs neatestat medical. Acesta este un produs homeopaten. Citiți cu atenție prospectul și indicațiile de pe ambalaj. Sunt doctorul Bodnar și vă recomand cu toată competența mea cea mai complexă cremă regeneratoare patent maramureșan, care se cheamă Regenerol. Folosind această cremă zi de zi, veți trăi cu adevărat la superlativ. Societatea de Salubrizare Herodot Grup SRL urează tuturor clienților și colaboratorilor Paște fericit și anunță că ziua de 13 aprilie este zi liberă. Colectarea gunoiului menajer de la populație pentru această zi se va face anticipat în data de 11 aprilie. Red Cafe, o cafenea elegantă în sigetul Marmației. Te așteptăm zilnic pentru a savura la noi o cafea deosebită sau o băutură rafinată și gustoasă. La Red Cafe poți urmări diferite evenimente sportive pe videoproiector, la o bere rece și spumoasă. Localul nostru poate fi rezervat pentru diverse evenimente personale, majorate sau petreceri private. Red Cafe, zona BIC lângă sensul giratoriu. Banca cooperatistă TISA Sighetu Marmației, împreună cu cele 9 agenții din Maramureșul istoric, adresează cele mai sincere și curate urări de sănătate și fericire tuturor clienților. Învierea Domnului nostru Iisus Hristos să vă aducă bucurie, liniște sufletească și lumină. Banca cooperatistă TISA, în orice moment alături de clienți. Hristos a înviat! Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi. Pentru prevenirea incendiilor și exploziilor în locuințe, nu folosiți mijloace de încălzire defecte sau improvizate. Știrile TV Sighet, știrile de lângă casa ta. Adolescentul de 17 ani din Baia Sprie, care anul trecut, în a doua zi de Crăciun, și-a omorât fosta iubită, a fost condamnat astăzi la 15 ani de închisoare de magistrații Tribunalului Maramureș. Începând de ieri, atât creștinii ortodoxi cât și cei greco-catolici au intrat în ultima săptămână din postul Paștelui, cea căreia îi se spune Săptămâna Patimilor sau Săptămâna Mare. După ce prima ediție a evenimentului Paște în Maramureș a fost un real succes, atât din punct de vedere al organizării, cât și din cel al numărului persoanelor prezente, societatea care se ocupă de transportul public în comun în Sighet încearcă să faciliteze accesul celor care vor dori să participe la ediția de anul acesta a evenimentului. Aproape 150.000 de lei au fost alocați din fondul de rezervă al Consiliului Județean pentru organizarea zilelor Maramureșului. Prima ediție a evenimentului va avea loc în perioada 7-10 mai. Despre evenimentul Paște în Maramureș vorbim astăzi în cadrul emisiunii Sighetul de azi. Alina Marincean, aș vrea să te întreb care sunt capetele de afiș în acest an la Paște în Maramureș. Dacă e adevărat că poate vine și președintele Klaus Iohannis, dacă ai vreo informație până la această oră, deși de obicei se spune lucrul ăsta pe ultima sută de metri, fiindcă agenda e foarte încărcată. Și un lucru deosebit care l-am privit și noi astăzi pe comunicatele de presă de la primărie, înțeleg că va exista o cursă între centrul orașului și muzeul Maramureșan. Așa, să le luăm în ordinea punctată. Capete de afiș anul acesta și de fapt în general cu evenimentele pe care le vom organiza, ne dorim foarte mult să
promovăm ce are Maramureșul. Oameni de aici din zonă. Maramureșul are valoare artistică prin oameni și prin ce fac oamenii de aici din Maramureș, astfel că pe parte de tradiție, grupul Iza, continuatorii emblematicului grup Frații Petreuș, respectiv Ștefan și Andrei Petreuș și din cealaltă parte Marinel Petreuș și Gheorghe Bârja. Așa cum spuneam mai devreme, dorim să încurajăm pe cei de la Ansamblu Mara, care au deja o tradiție, să încurajăm să ne reprezinte cu succes în continuare și să fim mândri de ei, și pe cei micuți, Ansamblu Mugurelu, care sunt viitorii artiști ai Maramureșului. Așadar, să le oferim modelele care trebuie urmate. Dincolo de astea, mă întrebai de transport. Modul în care pot să ajungă doritorii din cartierele, să spunem, Sighetului, către Muzeul Maramureșan, exact, că e o distanță totuși destul de lungă cu pentru siguranță. Cei care nu au mașină, deși înțeleg că acum e și o problemă cu accesul mașinilor în zonă. Dar din ce informații avem, drumul va putea fi folosit, porțiunea aceea pe care s-a lucrat în ultima perioadă. Va fi pus la dispoziție transport gratuit pentru toți cei care își doresc să vină și invităm să vină la Paști în Maramureș, respectiv din oră în oră. Pe canalele de comunicare vor fi puse, va fi pus programul de circulație a curselor puse la dispoziție de Mara Nord. Vor fi la început din oră în oră, din jumătate în jumătate de oră, iar mai apoi vor fi din oră în oră. Astfel că la ora 4 evenimentul va începe cu un moment religios, după care la 4 și jumătate va fi o lansare de carte. Deja celebru Mia Cosei, care a făcut mii de fotografii, cred că în Maramureș, și a dus imaginea Maramureșului în toate colțurile lumii, își va lansa ultima carte, Maramureșul meu. Muzeul Maramureșului, tot la Muzeul Statului, mai organizează o expoziție, Păstoritul în Maramureș, o expoziție foarte frumoasă și o expoziție de fotografie a primei ediții Paști în Maramureș. Așadar, de la ora 5, respectiv 17, va fi deschisă prezentarea satelor, ne vom plimba, vom cunoaște satele Maramureșului, programul artistic a fiecăruia dintre ele, pentru ca la ora 19 să înceapă spectacolul de seară cu cei pe care i-am enumerat deja și se va încheia în jur de ora 21 cu ce a pregătit Măriuca și Călineștenii. Vă garantez că va fi o apariție extraordinară, este autenticitate pură, 100%. Am fost uimită, surprinsă și am rămas fără cuvinte când am văzut fețe pe care nu le-am mai văzut niciodată. Deci oamenii ăia au ceva ce nu vezi nici în Sighet, nici în alte locuri, ceva extraordinar. Deci chiar merită să descoperim o altă lume a Maramureșului. Cam asta este în mare. Legat de prezența domnului președinte, evident că protocolul de securitate nu permite să se anunțe cu atât timp înainte participarea lui, dar vă pot confirma că invitația a ajuns la domnul președinte, a văzut-o, a trecut prin cancelarie, urmând ca în ultimele momente probabil să avem un răspuns concret. Da, și asta poate să fie o atracție. Spuneai că programul începe la ora 16, da, și teoretic se încheie la ora 22 se va încheia cu o petrecere. Participarea tuturor celor care vin la acest eveniment. Va fi destul de târziu. Este Fata pădurii nu apare. Focul viu se aprinde noaptea. Da, sunt câteva elemente care cu siguranță se vor regăsi în cadrul evenimentului Paște în Maramureș. Ora 21 nu este o oră prea înaintată pentru carâmbit, să spun, din perspectiva în care va fi poate întuneric sau vă ajută făcriile. Eu zic că cei care se ocupă de organizarea efectivă s-au gândit la toate aceste aspecte și vă spun sincer că atunci când pui sufletul ca să se facă un eveniment, cei de acasă sunt
obișnuit să zică da, mi-a plăcut sau nu mi-a plăcut. Dar eu vă spun că nu există oră din zi și din noapte în care să nu te gândești și să nu faci câte ceva. Nu există moment în care să nu zici oare ce s-ar mai putea face. Adică se muncește în continuu și cred că cea mai mare răsplată pe care pot să o primească cei care muncesc zi de zi la Simte Maramureșul este prezența celor care își doresc să participe la acest eveniment și să-l încurajeze, pentru că efectiv prezența dumneavoastră, dragi telespectatori, încurajează ca munca noastră să nu fie în zadar. Da, ne-au ajutat și colegii din regie cu un scurt remember de la evenimentul de anul trecut, Paști în Maramureș, când s-au aprins făcliile bucată cu bucată și practic acela a fost momentul și acea a fost atmosfera în care s-a desfășurat partea finală a evenimentului. Eu vă mulțumesc foarte mult, vă urez mult succes, înțeleg că va fi și o conferință de presă pe tema aceasta zilele următoare. Ce important de reținut așadar, Paști în Maramureș, începând cu ora 16 luni, pe 13 aprilie, și faptul că vor exista curse de transport public în comun gratuite din centrul orașului până la muzeu și din multe surprize. Jumătate de oră. Multe surprize pentru cei care vor veni. Surprize. Vă mulțumesc foarte mult. Doamnelor și domnilor, nu uitați, evenimentul Paști în Maramureș va fi luni în 13 aprilie, după cum vă spuneam. Un eveniment pe care nu trebuie să-l ratați, chiar dacă e a doua zi de Paște. E un eveniment la care poți să mergi după ce îți primești musafirii și spre seară iată să mergi la muzeul satului Maramureșan, acolo unde se desfășoară acest minunat eveniment. Atât pentru astăzi, urmează știrile, o seară frumoasă în continuare, la revedere! Primari. Interesul a fost de a promite voturi la centru și acum când nu și-au făcut treaba, centru îi dă deoparte. Discutăm de o comunicare poate mai greșită sau nu chiar foarte fericită, a fost situațiile cu străinătatea, a fost poate greșeli de strategie, le las, le analizez, le se vor analiza în interiorul Partidului Social Democrat, vom vedea ce se poate îndrepta, vor fi alegeri, vor fi noi organisme de conducere prin membrii săi și am gătat. Sunteți un candidat, să spunem, pur sânge român cu Escu, cum ne-am obișnuit până acum. Cum comentați? Acum, eu vă asigur că sunt un cetățean român pur sânge, dacă ați folosit această noțiune. Sigur, sunt etnic german, nu este niciun secret, dar sunt cetățean român și am numai cetățenia română. Nu mi-am dorit și nu voi avea altă cetățenie și cred că ceea ce vrem noi nu este să sortăm oamenii după etnie, ci vrem să avem un român și în acest sens clar că sunt român care conduce România înspre bine. Sighetul de azi, emisiunea care dezbate tot ce contează cu Gheorghe Paul Stanislo.